Claudia, Vițulescu, bună dimineața, bună dimineața. Noi cântăm și voi jucați. Bravo, foarte bine ați jucat. Frumoasă. Mulțumesc, am venit la voi așa să mă înveselesc și să vă înveselesc. La ce oră te-ai trezit azi? La 7:30. Ca să? Întreabă la când m-am pus la somn. La când te-ai pus la somn? La ora 3. Atunci m-am luat somn, ce să fac? Și te-ai trezit așa de bunăvoie la 7:30? Da, de bunăvoie și aș vrea să mai dorm. Și am trimis la mesaj aseară, Alexandru, ți-a zis, nu? Păi dar ce să fac noaptea dacă nu dorm? Măi, am prins niște seriale. Vai de mine și de mine. O să-ți recomand câteva. Vai. E unul care îmi dă, Doamne, niște palpitații, niște... Și eu zic mereu, zic, nu mă mai uit. Și să mă vezi cu telefonul, cu tableta, pe unde mă duc. Fix ce ne trebuie perioada asta. Da, să știi că ne ajută. Intrăm acolo în atmosfera serialului. Exact. Și te atașezi de personaje asta aici. Și vai ce am mai plâns azi noapte. Și ești persoana din aia care... Vai ce am plâns. Păi da, și persoana din aia care se uită la un episod și după stai să vă și pe al doilea, stai și pe al treilea. Păi normal. Deci azi noapte mă uitam, zic că 2 ore mai durează. Zic, nu stau vreo 10 minute. Hai să 4. Da, până la final. Dragă Claudia Ghițulescu, să știi că noi astăzi am pregătit un test. Ia să vedem. Stai, al sincerității. Păi da, știi că eu sunt sinceră. Exact. Motiv pentru care te vom invita, uite, aici, în stau și fața un scaun așa, la înălțime. Da. Imediat o să apară aici pe plasma noastră. Nu, aici? De fapt, un cronometru, da, o să apară. Iar noi o să îți adresăm un set de întrebări. Vrei să dăm like și online? Să dăm like și un like. Și ce, dai și like, dai. Da. Bun, hai așa să fie. Vrea doar like, fiți atenți. Nu? Da. Măi, îmi pare rău, nu m-am uitat la testul ăsta, dar mă prind. Stai niște. Așa, ai un cronometru. Ideea este că tu trebuie să te încadrezi în aceste 30 secunde. Dacă simți nevoia să dezvolți, da? Mai facem o pauză, da? De ce nu? Putem continua. Normal. Prima întrebare, răspuns like. Pregătită. Hai să vedem care e prima întrebare. Hai. Care este cea mai importantă lecție pe care ți-a dat-o lumea muzicală? Wow. Hai. Să fiu sinceră, da. Să fiu deschisă, să fiu naturală, să fiu autentică. Mai am? De zis? Și, păi mai ai o lecție așa, știi, să spui, băi, uite că dacă făceam așa sau nu făceam așa... Mai am încercat câteodată să fiu un pic mai rezervată sau mai... Și chestia asta nu m-a identificat și n-am fost eu. Și atunci asta a fost o lecție că nu sunt eu, știi? Și că nu sunt eu, eu... Asta pentru că, na, ca fiecare om, ai avut și tu o ceartă, un conflict, ceva, un incident, nu? Da, cu colegi, și am încercat cumva să fiu cum nu sunt eu. Și atunci a fost o lecție că nu a fost bine. Am pierdut, da. Da. Stai că a fost sincer. Eu bun, dăm, da, pentru sinceritate întotdeauna. Like, se vede, și, este like. Și dacă eu mai like, ce mi se întâmplă? Ei, o să vedem, da. Super. Acum, important să vedem dacă răspunzi la fel de bine și la întrebarea numărul 2. Ți-a fost vreodată teamă că nu vei putea face față showbiz-ului? A, da, de la început. De la început, așa, direct ai intrat? Da, pentru că mă gândeam că mai există și variante când sunt cei care sunt așa pe lângă noi sau pe lângă noi cu toții, inventează, știi? Da. Și n-ai cum să demonstrezi, știi? Asta mi-a fost că nu ai cum să demonstrezi și știi cum e. Până aduci tu argumente și da, așa. Dar știi care e? Că tu ești interpretă în showbiz, trebuie să cânti, nu să demonstrezi. Adică demonstrezi doar pentru tine, că tu ești bună. Păi asta e la scenă, știi? Asta e în fața publicului și nu. Da, păi asta nu, asta nu. Și din păcate a trebuit să demonstrezi, dar după aceea când ai văzut că acesta este drumul... Da, asta mi-a fost un pic teamă, că să nu se spună lucruri care eu n-am nicio legătură. Da, corect. Bun, like. Da? Sigur. Da. Like și... Și ce? E așa în spate un like. Un pic de un like să fie? De ce? Dar o speriem, știi? Păi să nu fim, după aia zice lumea că... Da, hai așa. Lumea, apropo de ce spune lumea, știi? Și da. Ce trebuie să demonstrăm. Vezi? Că tot mai am o chestie din asta. Fii atentă. Ce a spus mama ta atunci când te-a văzut că ai plâns prima dată din dragoste? Mi-a zis, ce ai, mamă, de plângeai toată viața înainte. Oricum nu te merita și, sincer, nici nu-mi plăcea de el. Ia zic, cum a fost? Am avut odată un moment ăsta așa de simpatic, e mama, deci... Și eu zic că sunt supărat. Auzi, toată viața o să fii măritată. Ce bucură-te-și de singurătatea asta. Așa
Așa e. Da. Ai înțeles după aceea sfaturile mamei pe care poate la început le judecai? Mai să știi că cuvintele mamei mele au foarte mare putere asupra mea. Știm. Și le înțeleg destul de bine și în momentul în care mi le spune. Dar te-ai ferit vreodată de dâns? Sau eu tot timpul mă feresc. Da. Tot timpul mă feresc pentru că mama este foarte sensibilă și suferă foarte mult, se consumă pentru mine. Da, și atunci am mai evit. Pentru sfaturile mamei, eu mama... dau like. Pentru sfaturi, Dima, dar pentru faptul că se ferește, eu dau un like. Că se ferește like, like pentru răspunsul tău. Da. Și pune mâna și vorbește. Dar eu mi-o protejez mama. Este nemaipomenită, știm, dar... Sunt cele mai bune sfaturi pe care le-am primit. Să mă uit odată la întrebarea ta. Ok, am înțeles. Eu o să-i dau like sau unlike după ce îi pun întrebarea mea, pentru că oarecum are o legătură. Da. Crezi că mai există bărbat adevărat? Cred că nici nu știu. Nu știu. Deci dacă o să întâlnesc, adică tu, ca să vă te simți bine, da. Dacă o să întâlnesc, pot să spun, dar deocamdată până în prezent, e așa între un like și dislike. Între un like și un dislike, bărbatul? Cum arată pentru tine un bărbat adevărat? Să fie sincer, măi, să fie sincer. Să fie sincer și să... Dar ce așteptări ai tu de la un bărbat? Uite, îți pun încă o întrebare la ce... Să fie deschis, să fie sincer, să nu minte, să nu intre sau să iese prin ușa din spate, chestii de genul ăsta. Mm-hmm. Păi să fie om, normal. Să fie ca au devenit bărbații ăștia, Doamne, Doamne, ce mai mici și ce mai spun povești pe care... Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Da, tu faci la fel? Nu, eu am o altă întrebare acum la asta. Da. Da, hai că, na, așa e în viață. Dar tu, ce ai putea să le oferi femeie adevărată unui bărbat adevărat? Ce poate oferi o femeie? Ce poate tot pachetul. Femeie? Tot pachetul. 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 Tot ce se ce mi-a plăcut. Tot pachetul, dragă. Și pot full option. Full option. Ce poți să crezi? Ai venit la all inclusive, ce vrei? Ce vrei, da, ia pe bune, ce se zic, auzi, îți ofer timpul meu, îți ofer nu știu ce. Nu, dragă, ești într-o relație, ofer tot, nu? Fii atentă că este o întrebare profundă și aștept un răspuns profund pe măsură. Da. Hai. Dacă l-ai avea acum în față pe viitorul tău soț, ce îi spune înainte să pornești cu el în viață? Să nu mă mintă niciodată. Never, ever. Niciodată. Niciodată să nu mă mintă. În rest... Poți să facă ce vrea, dar să nu mă mintă pe mine. Dar și câteodată alegem minciuna, cumva, ca să protejăm omul pe care îl iubim. Măi, am o chestie, mă prind așa de repede, de orice. Nu, minciuna are picioare scurte. Mă prind așa din privire de ce mi se spune, de n-are cum. Și atunci mă simt jignită când tu nu ești sincer cu mine. Corect. Și când mă jignești așa în față... Care a fost cea mai gravă minciună pe care ai auzit-o de la vreun partener? De la fostul soț. De la fostul soț. Da. Cum a sunat? Ceva ce te-a dărâmat, efectiv, peste care n-ai putut să treci. Că nu are relații cu acea fată. Atunci, îmi spunea în față, plângând. Deci tu știai tot adevărul. Știam și vedeam cu ochii mei, da. Crezi că ai rămas cu o oarecare traumă? Da, 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 nu. Am rămas cu o... Nu știu dacă chiar traumă. Da, 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 am o chestie de... Deci când văd că cineva încearcă să mă minte, deja mi se... Mi se taie nici mai dar puțin sau de vorbă. Dar nu toți sunt la fel? Da, toți? Păi, de asta spun, când like. Văd că like. Simt. Bine, acum nu știu, mai are sens următoarea întrebare, dar care a fost cea mai mare traumă prin care ai trecut? Cea mai mare traumă? Cea mai mare traumă. Că mi-am pierdut copilașul. Atunci, pierderea... Da. Atunci. Ce anume te-a îndemnat să nu pici într-o depresie îndelungată, pentru că știm acea perioadă pentru tine a fost cruntă? A fost pentru prima dată în viață când am simțit că nu mai pot. Deci simțeam pur și simplu că nu mai pot. Ăla-i sfârșitul meu, nu mai. Nu-mi găseam putere să mă adun. Deci tot încercam și nu mai puteam să spun decât Doamne, dă-mi putere, Doamne, dă-mi putere. Nu știu ce, poate Dumnezeu, o minune, ceva a făcut cu mine să ai pot să... Ai primit vreun semn, Divin? Crezi în acest lucru? Măi... Am avut cu două săptămâni înainte, am venit o femeie în vis și mi-a să pun niște perdele. Și eu am zis, nu, eu nu mă urc, eu sunt atentă că sunt însărcinată. Și mi-a zis, dar ce ți-a zis că ești însărcinată? Eu care fusese la control, da. Zic, păi am văzut la ecografie, nu știu ce, am auzit inima și a zis, copilul nu are nicio inimă, hai să vezi tu. Bineînțeles că nu m-am gândit nicio secundă. După mult timp când m-am vindecat, eu cât de cât am putut, așa, mi-am adus aminte, da. 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 Aici nu pot să spun decât că știm prin ce a trecut, așa.
din exterior. E dureros. Și nu vreau să-mi imaginez durerea prin care ai trecut, dar ai toată viața înainte și... Ca mama, da. Nu știu dacă sună tocmai bine și este potrivit pentru astfel de contexte, dar nimic nu e întâmplător. Așa e, să știi că mi-am dat seama că le-a așezat universul... Să nu uităm ce a urmat după în viața ta. Eu cred că te-ai echilibrat apoi despărțirea, divorțul, nu găseam răspuns. De ce mi s-a întâmplat asta? De ce? De ce? Și am văzut de ce. Pentru că se pare că nu era ce trebuie. Dar îți dorești în continuare. Normal, normal, și sunt sigură că o să fie bine. Doamne ajută! Mm-hmm. Să vedem pe Claudia noastră aici cu părticul. Dar îi aștept. Bun, și ultima întrebare. Ultima întrebare. Ai avut vreun moment în care ai regretat că te-ai căsătorit? Da, atunci când am aflat că mă minte. Nu știu dacă m-a înșelat, dacă m-a mințit. Da, per total așa, totuși a fost dragoste, au fost momente frumoase. Adică nu poți să-ți amintești doar de rău. Au fost până când am făcut nunta. Nu știu ce s-a întâmplat după nuntă, că s-a rupt filmul total. S-a rupt filmul și apoi am aflat de ce. Pentru că a cunoscut-o pe acea fată exact în perioada nunții noastre. Și nu găseam, nu înțelegeam de ce s-a schimbat dintr-o dată efectiv după nuntă. Crezi că ai fi putut trece peste și mă referai să rămâi implicată în acea căsnicie dacă ai fi aflat de la el? Și spunea că era vorba doar de o escapadă? Nu știu. Știi cum e? Fi gestionat? Nu știu. Poate acum a zice nu, știi? Dar nu știi atunci în situația aia cum e, că... Mai ales, contextul. Da, nu știu. Nu. Dar nu asta m-a deranjat cel mai mult de pe lumea asta. Că toată lumea mi-a zis, băi, dar toți înșală, băi, dar nu știu ce. Nu. Pe mine m-a deranjat cel mai tare că atunci în momentul ăla când eu m-am aflat că copilașul meu nu mai este... Da. El n-a venit acasă, m-a lăsat la pat acolo, n-a avut cine să mă ducă la spital, eu eram dărâmată, plângeam. Și o trădare și o dezamăgire, adică și nu poți minte să... cumva parcă a aruncat vina pe tine, nu? Asupra ceea ce se întâmplase, parcă așa... eu am fost foarte supărată pentru că pe timpul sarcinii mă jignea foarte tare, aveam un comportament ciudat și... Atunci i-am zis, vezi ce s-a întâmplat dacă te-ai comportat așa. Dar el și-a dorit acea sarcină? Habar nu am, acum ce să zic. Adică nu ați ajuns la unitor. Totuși a fost sarcină făcută în vitro, dacă nu și-o dorea, da. Mă rog. Nu mai urma toate procedurile. Da, procedurile, că sunt niște proceduri. Care like pentru sinceritate. Și pentru putere. Știți că eu sunt sinceră și poate din ce spun eu, femeile o să învețe și bărbații, că trebuie să fie. Da, și bărbații trebuie să învețe, pentru că e foarte ușor și foarte bine să fii sincer. Măi, nu mai stai la o masă, discuți, am plecat, rămâne foarte buni prieteni, pentru că e normal să se întâmple așa, nu... Știi cum zic eu, să te duci pe ușa din spate. Claudia, îți mulțumim tare mult. Felicitări pentru toată puterea de care ai dat dovadă, ambiție și Doamne ajută. Toate femeile suntem puternice. Să se întâmple, să se materializeze această dorință. Sunt sigură că așa cred eu că totul are un sens, știi? Și cineva de undeva de acolo ne duce pe fiecare dintre noi pe drumul care ne este cel mai bun. Și ești înconjurată numai de oameni care te apreciază și te iubesc. Asta mă ajută să. Poate că nu sunt foarte mulți, dar sunt atât cât inima ta cere. S-ar putea să fie foarte mulți și să nu-i văd eu, dar eu pe cei care i-am lângă mine iubesc din tot sufletul și le mulțumesc tuturor celor care sunt lângă mine. Și noi ne mândrim că noi cunoaștem câteva persoane care te iubesc foarte mult. Da, și ia să vedem cine. Vrem să-ți mulțumim înainte pentru că ai fost azi la noi.